Salut, sunt Tudor și astăzi vă prezint replica Assault CQR SSS Hera Arms de la ICS. O puteți găsi pe site-ul nostru octagon.com cu codul 7432. Haideți să vedem ce este în pachet. Am să scot replica din pachet pentru că nu se vede foarte bine aici. Este un manual de utilizare în care vă explică mai multe chestii. Unde se bagă bateria, unde e locașul de baterie, cum se pun bilele în încărcător, cum se face reglajul de hop-up și vă explică și cum să folosiți MOSFET-ul SSS despre care vom vorbi imediat. Așa, replica, sunt înăuntru sunt și niște siguranțe de rezervă de mașină de 25 de amperi. Siguranțele vin în patul replicii pe cablu de alimentare, un încărcător de tip high cap cu rezervor deasupra și cu rotiță jos. Replica și o tijă de curățare de sfundare. Ok, să vorbim puțin și de MOSFET-ul în sine. Prescutarea SSS vine de la denumirea Self-Diagnostic Shooting System. Acesta protejează și monitorizează acumulatorul și detectează eventualele probleme de funcționare ale replicii. Permite programarea unui bus de 3 bile în locul funcției de full auto și se poate activa, dezactiva opțiunea de precog. Replica vine deja cu opțiunea de precog activată. Haideți să vă arăt cum se reglează sau cum se programează burst-ul și precog-ul. Ca să puteți să programați, trebuie să puneți pe semi, oricum este specificat și în manual, trebuie să puneți pe semi, trebuie să țineți trăgaciul apăsat 10 secunde și motorul va face un sunet specific. Îl ținem. 1, 2, 3, 4, 5. Deja scoate sunetul, undeva la 5-6 secunde trebuie ținut. Bun, se pune pe full auto ca să vedem că am trecut de pe full auto pe burst. Îl testăm. Ca să dezactivăm tot așa. Repetăm acțiunea, punem pe semi, ținem 5 secunde trăgaciul. Până scoate sunet practic motorul. 1, 2, 3, 4. Gata, scos sunetul. Punem pe full auto. Bun. Și ca să putem pune și ca să folosim și sau ca să programăm precog-ul, acum este deja activat, dar facem un test. Trebuie pus tot așa pe semi, trebuie ținut trăgaciul, apăsat și ținut trăgaciul și comutat de pe semi pe auto, în carte zice de 3 ori, da? Comutat de pe full auto pe semi sub 5 secunde. Noi o să facem comutarea până motorul scoate acel sunet specific. Începe. Gata, a scos sunetul. Acum, practic, replica este fără opțiunea de precog activată. Ca să ne dăm seama, de fapt, ce face precog-ul, cât timp este cu opțiunea activată, replica ține pistonul tot timpul armat, îl ține tot timpul în spate. La fiecare apăsare de trăgaci îi dă drumul la piston, pistonul lansează bila și motorul trage înapoi pistonul în spate. Asta înseamnă răspuns mai bun în trăgaci. Haideți să-l activăm înapoi, repetăm procedura, trăgaciul. Bun. Și acum, practic, e cu precog activat iarăși. Haideți să vorbim un pic și de replică. Este o replică făcută în parteneriat cu ICS, ASG și Hera Arms. Așa o să vedeți tot felul de marcaje pe replică. Și aici și sus, deci e plină de marcaje. E frumos, e o chestie care e drăguță. Așa, are pe spate, pe pat, are prindere curia ambidextră, da? Și în stânga și în dreapta, dacă vreți să o prindeți într-un punct.
Are și quick detach-uri pe pat, tot așa ambidextre, stânga-dreapta, are în față, dacă vreți să o prindeți în două puncte, pe ris, pe șina ris sau mai în față pe mâner. Cătări de tip flip-up, detașabile, nu au arc, ca și alte replici, da? Trebuie ridicate cu mâna, un pic să mă asigur că se vede, așa, ridicate și lăsate, sunt detașabile, se pot scoate afară, vârful are reglaj vertical, da? Cuiul cătării se poate regla sus-jos și cel din spate orizontal se poate regla stânga-dreapta. Să vă zic câteva cuvinte despre componentele interne. Are gearbox cu electric blowback, split version 2, versiunea 2, motor lung, piston de plastic. Dacă folosiți replica asta la CQB, pentru că e o replică destul de scurtă, se folosește la distanțe mici și medii, se folosește la CQB urban, puteți să jucați și la pădure cu ea, dar fiind mică și compactă e mai ușor de folosit în spațiile mai înguste. Așa, dacă folosiți la CQB, pistonul de plastic poate fi un avantaj. Eu zic că e un avantaj destul de mare pentru că este ușor și pentru că e ușor merge mult mai repede în față. Asta înseamnă că puteți să folosiți rate de foc mai mari și șanse mai mici să se rupă sau să aveți probleme cu replica. Are funcție de schimbare rapidă a arcului și pentru că e split gearbox este foarte ușor de schimbat arcul. O să vă arăt. Sper să și reușesc să nu trească să mă chinui un pic. Așa. Da, deci trebuie de pe semi, haideți să facem, atragem, punem pe safe ca să se detensioneze arcul, trebuie împins pinul din spate, pinul nu o să iasă de tot, se blochează și trebuie desfăcut, de regulă lovit, un pic să... Bun, și se desface. Pentru că mânerul ăsta în față nu se poate splitui mai mult, în mod normal trebuie scos și pinul din față. Acum nu-i cazul să scot, că nu o să schimbăm arcul. Aici avem acces la ghidajul de arc. Se apasă și se scoate afară, se schimbă arcul. Foarte ușor. Foarte important, când puneți gearbox înapoi, să vă uitați, da? Să vină corect. Dinții să nu fie sus deloc și urechea asta care agață, de fapt, brațul care trage air nozzle înapoi, să fie în partea din față, da? Ca să se încline, să se îmbine perfect. Dacă nu, dacă cumva nu e aliniat, deși n-ar avea de ce să nu fie, trageți pe semi până roata merge, sau puteți să-l împingeți cu degetul. Merge mai greu pentru că, practic, o pune rezistență motorul. Și vine închis. Se închide. Împingem pinul înapoi. Și am pus la loc. Cam atât am avut de spus despre această replică. Sper să fie utile informațiile. Vă salut!